De ce pisicile fac masaj? Zi de zi, pisica își surprinde proprietarii cu tot felul de ghiduși, multe dintre acestea punând o în ipostaze atât de drăgălașe, încât nu poate să atragă decât și mai multă afecțiune din partea membrilor familiei din care face parte. Unul dintre cele mai drăguțe obiceiuri pe care le are felina este acela de a apăsa cu lăbuțele ca și cum ar frământa ceva. De cele mai multe ori, Pisica se așează tacticos într-un loc al ei preferat și începe să apese ritmic cu lăbuțele, iar în timp ce repetă această mișcare, începe să toarcă. Cercetătorii au găsit explicații pentru acest comportament, iar una dintre concluziile la care au ajuns face referire la primele zile din viața pisicilor. Când sunt foarte mici, pui frământă abdomenul mamei pentru a stimula lactația. Iar faptul că torc atunci când fac acest lucru înseamnă că se simt liniștiți și în siguranță, lucru care ar trebui să-i bucure pe proprietarii care beneficiază de un asemenea tratament și de o astfel de dovadă de afecțiune din partea torcătoarei. O altă explicație oferită de specialiști este legată de vremurile în care pisica nu era domesticită și nu făcea încă parte din familia și căminul omului. Pe atunci, Felina frământa cu lăbuțele locul în care urma să doarmă pentru a-l face cât mai confortabil cu putință. Tot de originile de animal sălbatic ține și concluzia specialiștilor, conform căreia, prin frământat, pisica își marchează teritoriul. Pernuțele pisicilor sunt dotate cu glande, care secretă un miros pe care felinele au obiceiul să-l impregneze în locurile în care se adăpostesc.